Salutare, dragi și prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului nostru Dialoguri. Astăzi l-am ca invitat pe Vlad Bilețchi, activist civic, dar cu care o să discut subiecte care nu neapărat sunt în vizorul lui, cel puțin în spațiu public, din ceea ce am văzut eu. Și Vlad, vreau să-ți bine ai venit în primul rând. Bună ziua, bine v-am găsit. Și vreau să-ți spun un mic secret, ești primul invitat pe care l-am invitat două ori aici. Mulțumesc. Și îți mulțumesc pentru că ai venit prima dată, atunci când am lansat acest podcast în principiu. Noi astăzi o să discutăm subiecte în care nu suntem experți, probabil, dar eu vreau ca noi să ne exprimăm punctele de vedere ca cetățeni. Pentru că aceste schimbări care se întâmplă pe plan internațional, mai mult sau mai puțin, ne vor viza și ne vor afecta și pe noi. Și de asta eu zic să începem. Bă, idee foarte bună, mai ales că aceste informații le consumă toți cetățenii și nu toți sunt experți. Haideți să vedem, poate reușim noi să explicăm pe înțelesul lor. Da, eu vreau să așa, mai soft, nu vreau cu analize, cu chestii treste, ONG-uri și așa mai departe, conform unor analize, rapoarte și așa mai departe. Hai să începem cu SUA. Trump, Harris și retragerea lui Biden. Păi, ceea ce la prima vedere pare a fi un beneficiu sau un suport pentru Trump, ar putea fi exact invers. Da? Deci la prima vedere, după ce s-a retras Biden, din motive evidente, tot internetul voia că omul deja e bătrân, probabil senil, probabil deja slăbit de putere. Și asta nu o spunem în sens de derâdere. Asta o spunem în sens de constatare și respect a unei vârste. Că omul deja este la o vârstă onorabilă. În timp ce Trump este mult mai vioi, dansează pe scenă, da? Îl vedem mult mai degajat, inclusiv în ceea ce numim discurs public, da? La tribună. Este mai emotiv. Mulțime, emotiv și arată mai dinamic, arată mai vioi, arată mai în forță, da? Asta nu neapărat înseamnă că el e mai bun politic, dar oamenii se uită la chestiile astea și ele deranjează. Acum, retragerea lui Biden, la prima vedere, îl avantajează foarte mult pe Trump, pentru că, practic, era principalul contracandidat. Dar, în același timp, nu, pentru că Biden era un contracandidat comod pentru Trump. Slăbit, bătrân. Asta a demonstrat și prima dezbatere. Da, s-a mai împiedicat și a mai căzut pe jos. Mai dădea noroc cu aerul. Mai dădea noroc cu aerul. Da, adică sunt niște chestiuni care îl avantajau pe Trump. Ei, acum vine Kamala, care este foarte carismatică, zâmbitoare, dinamică. Ați văzut că e plină de viață? Deschisă așa. Deschisă și chiar acum azi a declarat Obama că o susține sau susține candidatura ei la aceste alegeri prezidențiale. Asta eu cred că e cu dus și întors. Mai ales că este doamnă, este femeie, iar acum noi asistăm la o feminizare a funcțiilor, dacă doriți, în lume. Sunt tot mai multe și mai multe femei care conduc. Există acest trend. Dar aduți aminte în 2016, că atunci tot cam era acest trend cu Hillary Clinton și Donald Trump. Și americanii păreau, dar nu păreau, pentru că pe urmă s-au demonstrat că ei nu prea își doreau o femeie în funcție. Plus la asta trecutul ei un pic mai... Așa, asta eu cred că a jucat un rol foarte important, trecutul ei, pentru că... Dar acum, la mora actuală, într-adevăr, când vedem consolidarea unor poluri, cum ar fi Federația Rusă, China, Iran, unde sunt bărbați duri, cum spune Trump, da, sunt bărbați duri, puternici, așa, înfipți, cred că în psihologia maselor o doamnă nu ar putea fi potrivită în acest moment, da, pentru că, de altă parte, ar putea fi acel element de surpriză în SUA care se spune chiar acolo, construim contrastul. Dincolo avem duritate, forță, pol, dar noi, uite, avem gingășii, inteligență, șmecherii, dacă vreți. Da? Eu știu dacă este un moment propice, știi, pentru asemenea, pentru că
Tu crezi că o să continui, indiferent de rezultatul alegerilor, polarizarea asta care nu se mai termină de câțiva... De fapt, hai să o zicem pe șleau, războiul rece, nu știu dacă s-a încheiat definitiv, el așa a trecut într-o formă nu s-a încheiat niciodată. A trecut într-o formă mai soft, dar el continuă să fie, lumea e polarizată. O altă chestiune importantă care mă preocupă pe mine în chestia ce se întâmplă în SUA, toată situația care se întâmplă în SUA, este faptul, nu știu dacă ați urmărit primul spot de campanie al Kamalei Harris. Am văzut ceva așa trecând. Acolo deschis se promovează persoanele de altă orientare sexuală, în timp ce Trump pledează în conservator la acest capitol familiei tradiționale. Se cam evită subiectul războiului, în timp ce la Trump asta este una dintre principalele teme de campanie. Dacă el devine președinte, el va încheia războiul. El spune că Statele Unite ale Americii nu trebuiau să admită că așa ceva să se întâmple și Biden putea opri acest lucru, putea preveni acest lucru în 30 de secunde dacă își dorea. Ori ne amintim, eu mi-amintesc foarte clar la începutul războiului, primul clopoțel cu adevărat periculos, n-au fost avertismentele SUA, că titlul din asta noi vedem că iată cu și posibil să întâmple. Atunci când au spus că ei își retrag misiunile diplomatice, atunci deja era clar că ceva se întâmplă, că nu degeaba ei își retrag misiunile diplomatice. Cumva multă lume de aici, de Republica Moldova, folosea aceeași hârtie de turnesol, dacă vreți, sau indicator, da, de liniște și pace, dacă ăștia, americanii, nu știu, chinezii, rușii, francezii, nu anunță retragerea ambasadelor de aici sau a misiunilor diplomatice, înseamnă că totul este în regulă. Da, exista acest pattern, dacă doriți, da? Aha. Interesant. Se construise cumva chestia asta în Republica Moldova. Mie mi-a plăcut discursul ăsta. Adică eu pe bune cred că dacă Statele Unite ale Americii și-ar fi dorit, și-ar fi făcut acțiunile necesare, ei ar fi putut preîntâmpina acest lucru. Deci Rusia este un jucător previzibil. Este un jucător care poate fi anticipat cu 2, 3, 4, 5 pași înainte. Adică nu-i greu să te gândești dacă spun așa, ce o să spun ei. Dacă fac așa, ce o să fac ei. Deja, haideți să spunem așa, rușii sunt buni la securitate, la securiști, da? Au mulți ofițeri, se infiltrează, știu să joace dur. Dar americanii sunt foarte buni la soft power. Adică rușii nu au altfel. Diferența majoră între serviciile de securitate rusești și cele americane este previziunea sau planificarea. La ruși, regula e, budem reșate problemă, pe mire e o postuplenie. Vom hotărâ problema pe măsură ce ea apare. Da? Apare problema, rezolvăm problema. Apare problema, rezolvăm problema. Dacă ea nu apare, pentru ce să ne concentrăm la dânsa? În timp ce la americani este planificarea. Planul A, planul B, planul C, planul D, pentru 5 ani, 5 în ala, peste 10 ani, 15 ani, 20 de ani, 50 de ani. Dacă dăm aici, se întâmplă acolo. Dacă dăm acolo, se întâmplă. Adică ei, în limba rusă, este mnagahadovski, da? Ei fac permutări pe tabla de șac din mai multe mișcări. Rușii nu fac chestia asta. La rușii e simplu. Ești cu mine, bine. Nu ești cu mine, nu e bine. Pac, 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 pac. Ei nu au... Acum am văzut puțin în timpul războiului din Ucraina că au jucat-o cumva cotită în ceea ce privește conflictul dintre Israel și Fâșia Gaza. Da, au inflamat intenționat această chestiune ca să distragă atenția americanilor nu doar asupra asistenței pentru Ucraina, dar să dă asistență și pentru Israel. Da, am văzut chestia asta. Și Iranul, care a atacat, evident, inutil, pentru că cupola respectiv, protecția anti-iriană are Israelului, nu este ușor de penetrat. Da. Dar asta a fost o presiune, o tensiune crescută, intenționat, pentru a fărâmița, pentru a dezbina asistența militară și asistența economică pe care o poate asigura Statele Unite ale Americii, nu doar spre Ucraina, dar și spre Israel. Adică rușii au înțeles că americanii le-au prins un foc în jurul casei, ca ei să nu aibă când să uite și se întâmplă după gard, și exact același lucru au făcut rușii. Le-au prins un foc în jurul casei, ca ei să nu aibă timp să mai ocupe de ceea ce se întâmplă pe exterior. Sunt tactici simple, sunt tactici arhicunoscute. Cunoscute, folosite, utilizate în trecut. Da. Pentru că ceea ce se întâmplă în Ucraina, acum deja mi se pare, cel puțin impresia mea, este un război de uzură. De uzură. În care se testează, în care se încearcă, se ceresc acolo două localități, apoi contraofensivă, să preia controlul și tot așa mai departe, dar din păcate uneori se întâmplă să fie lovite obiecte de infrastructură civilă. Asta nu e o întâmplare, este o chestie intenționată. Dacă ați urmărit cu atenție posturile de TV Federației Rusiei, spun că noi special vom lovi infrastructura critică a SCD-ului.
Da, din păcate se întâmplă asemenea chestii și prin aceste lovituri și printre aceste obiecte nimeresc și obiecte civile. Știți, noi, aș vrea cumva să ieșim din narativul ăsta, noi toți, asta e război. Asta e tragic, asta e crimă, asta e, Doamne feriește, dar ăsta este războiul. Și așa a fost mereu războiul. Războiul mereu a fost despre moarte de oameni. Războiul mereu a fost despre chin, despre suferință, despre moarte. Acum unii așa este, vai, dar cum așa? Dar la noi, pe Republica Moldova, ia că așa, tot timp așa a fost. Și eu înțeleg, este văicăreala asta, da, să o facem primele 6 luni sau primul an. A noi deja 2 ani zile, vai, vă imaginați, lacrimile cursă nu rezolvă problema. Acțiunile întreprinse pot să prevină noi probleme pe viitor. La noi, uitați-vă ce fac guvernanții. Vai, uitați-vă ce se întâmplă în Ucraina. Tu ne-ar da ce se întâmplă în Ucraina. Eu văd, tu arată niște întreprins tu, ca la noi asta nu se întâmplă. Ori tu stai și ia ca noi să intrăm în Europa. Europa nu o să ne apere. Europa nu este Uniune Militară, Uniune Economică. Liberul schimb, fără frontiere, mișcarea capitalului și a persoanelor. Și mă aburiți pe mine, eu nu sunt băiat prost, eu am fost la facultate, eu am învățat, eu am scris o lecție de cărți, eu nu sunt abonat fidel la televiziunile voastre de propagandă ca să-mi spălați creierii. Adică pe mine asta mă deranjează că asta inclusiv vizează politica noastră externă. Politica noastră externă la ora actuală se bazează pe faptul că, nu știu, o să ne apărăm după un palot de paie. Ceva de genul ăsta. Deci, Statele Unite ale Americii, prin planul Marshall, au creat Uniunea Europeană pentru reconstrucția și dezvoltarea Uniunii Europene. Mai întâi a fost CECO, Comunitatea Europeană a Cărbunului și Oțelului, obiectivul de bază a căreia, de fapt, era să monitorizeze ca Germania să nu extragă prea mult oțel și cărbune și să nu îl folosească cumva pentru reînarmare, să nu aibă din nou tendință revanșardă după ce a pierdut, exact. Fost înfrânt în cel de-al doilea război mondial. Așa cum NATO a fost creat exact cu totul pentru alt fel de... Exact. De destinații pentru care este acum. NATO nu avea nicio treabă cu... Și planul de la Varșovia, care s-a dezmembrat ulterior, pe care l-au creat rușii. Deci, niște chestiuni foarte clare care nu se spun. Băi, băieți, Uniunea Europeană n-are nimic în comun cu forța militară, n-are nimic în comun cu apărarea colectivă. Nimic în comun. Zero. Ei au ceva, căștile albastre? Sau ce face, nu? Căștile albastre. Asta e fai verde. NATO. NATO este o uniune militară, dacă doriți. Este un bloc militar creat în spiritul apărării colective, în care există articolul 5 care spune că atacul asupra unei țări NATO semnifică atacul asupra tuturor țărilor membre NATO, respectiv toate țările membre NATO vor fi obligate să vină și să ție apărarea și să lupte cot la cot cu tine. Și haideți să vedem acum foarte exact, da, retorica care se întâmplă în Republica Moldova în raport cu politica externă. Domnul, Rusia vrea să ne atace, trebuie să nu știu ce. Ok. Deci dacă tu fugi de ruși, unde te duci? În neutralitate, te înarmează, păi asta e fix ceva și Ucraina. Haideți să cerem armament și să murim și noi pe câmpul de luptă. Dar noi avem o șansă istorică să nu ajungem în situația Ucrainei, să nu avem bombardamente pe teritoriul nostru și ne protejăm. Cum? NATO. De ce? Pentru că, două puncte, Rusia spune, dacă veți da ajutor voi, NATO, o să dați ajutor ucrainenilor, noi azi vă bombardăm trenurile care vor transporta unitățile militare la voi pe teritoriu. Au bombardat? Nu. Dar de ce? Pentru că... E una să spui și alta să faci. NATO tot așa au spus. Un centimetru scălcați pe teritoriul nostru, noi vă... Și au căzut 2 rachete prin Polonia și prin România și drone. Și au făcut ceva? Nu. De ce? Pentru că ei sunt conștienți că sunt 2 forțe colosale și fiecare arată dinți. Dar nu mușcă. Pentru că ei înțeleg că dacă se mușcă unul pe altul, e gata, s-a dus dracului planeta. Da? Deci, vei câte sunt 2 forțe mari aici, în zona asta geopolitică, sunt 2 forțe mari. Noi, ca de obicei, Republica Moldova, stăm drept în două emisfere moi pe care stăm noi acum așezați. Noi trebuie să alegem foarte clar. Ori o să rămânem în continuare în această bortă în care ne aflăm la ora actuală. Geopolitic și militar, noi suntem praf, zero. Noi am redus anul ăsta 509 milioane de lei de la educație ca să mărim la forța militară. Ne înțelegeți pe termen lung ce înseamnă chestia asta. Noi rămânem fără intelect. Noi rămânem fără oameni deștepți. Dar o să rămânem cu automatic Kalashnikov și cu blindate, care s-au demonstrat că au și trăiesc ultimele zile pe câmpul de luptă. O dronă de $200 distruge un tank care costă 6 milioane. Deci, inclusiv sub aspect a politicii externe, totul se va revizui, absolut totul. Și banii, și finanțarea, și cele mari corporații pentru care războiul din Ucraina a fost un business foarte profitabil. Exact. Uitați-vă câte miliarde au făcut ei pe seama acestor bani. Banii care s-au votat în Congresul SUA n-au mers direct în Ucraina. Nu. Acești bani au mers via sau prin marile companii producătoare de armament care au exportat acest armament în Ucraina și care au avut ocazia să-l testeze
în regim de luptă, să vadă ce e bine, ce e rău, unde mai îmbunătățim. Ce... Deci, da. Știți cum, для кого война, для кого мать родна, știți? Война, da, война, обед по расписанию. Întotdeauna a fost așa. Da, pentru cineva război, da, pentru cineva business. Exact. Hai să revenim un pic la SUA și despre urechea lui Trump, care probabil va fi așa un pic de simbol în această campanie pentru prezidențiale, pentru că el și-a modificat un pic discursul după acel atac, a încercat să fie mai puțin diviziv, a încercat să fie mai pozitiv, a încercat să nu atace atât de mult adversari, deși când a anunțat Harris că va prelua mandatul lui Biden, a început iarăși cu mincinoasă și așa mai departe. Dar cât de mult va conta această tentativă de asasinat asupra lui Trump? Pardon, enorm de mult. Această ureche a lui Trump a devenit celebră. Internetul este plin de memuri pe acest subiect. Da. Gen Da Vinci. Da Vinci sau Trump versus Bullet, Biden versus Stairs. Da? Adică unul face față unui asasinat, altul nu poate urca scările. Este evident că acest lucru aduce dividende politice și acest lucru îl va ajuta să obțină mai multe voturi. De altă parte, s-au tot înmulțit teoriile conspirației că omul și-ar fi înscenat singur această chestiune, că ar fi fost o împușcătură din altă parte și, în general, asta era o pastilă care el aici s-o strâns-o cu urechea. Eu, unul, nu sunt adeptul acestor teoriile conspirației, pentru că, nu știu, care dintre noi ar risca să-și însceneze, să fie împușcat. Ok, hai, poate în mână sau în umăr sau în picior, încă treacă meargă, dar dacă era vorba de cap și a trecut pe lângă cap, unii spuneau că putea fi un killer profesionist, alții nu, și s-a demonstrat că killerii de obicei nu lovesc în cap, ci în piept. Și, în fine, da, de acord, sunt multe teorii ale conspirației. Asta e oarecum dă de bănuit. Eu cred că e rezonabil să ne imaginăm cel puțin măcar asemenea scenariu. Dar nu este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva în SUA, când este atacat candidatul sau inclusiv favoritul pentru funcția de președinte? Bine, au fost cazurile tale, dar atunci a fost cu totul o altă treabă. Mă refer la Kennedy. Da. Iată, eu deseori mă uitam chiar și în 2016, mă uitam prin spațiul online ce se întâmplă cu alegerile din SUA în 2020. La fel mă uitam, unii comentatori de la noi, dar și din România, dar ce americani, ce proști sunt. Ia uite ce președinte și-au ales, că e bătrân sau când a ales, fost ales Trump, că e un nebun, că habar nu are despre politic și așa mai departe. Sunt orbiți americani, chiar nu înțeleg aici care-i treaba acolo cu... Eu cred că atât americanii cât și noi suntem conștienți de faptul că Biden nu este omul care pe bune controlează procesele din Statele Unite ale Americii. Nu, haideți să fim sinceri. Omul ăsta este în vârstă, omul ăsta se vede că el cu dificultate merge. Asta vă dați seama ce mașinărie enormă este Statele Unite ale Americii. Vă dați seama, nu vorbim doar de politica internă a lor, dar și de politica lor externă. Câte agenții, câte misiuni diplomatice în afara celor consulare au ei, câte intervenții soft power au în diferite state. Vă dați seama ce mașinărie enormă este aceasta și eu nu sunt absolut sigur că Biden nu are cum la ora actuală să le poate cândva, când era într-o formă fizică mai bună la această vârstă, nu cred că este posibil să le coordoneze pe toate. Deci lumea este conștientă și, din păcate, acest lucru sublinează încă o dată existența unor forțe care, din spate, controlează anumite procese, pentru că dacă ele nu se întâmplă transparent sau cel puțin nu se creează aparența că ele se întâmplă transparent, nu, spuneți-mi, credeți că, iată, tot ce se întâmplă în Ucraina, reușește Biden să prelucreze această informație și să ia decizii? Pentru că el este omul care ia decizia în ultimă instanță. Haideți să fim serioși, adică lucrurile sunt evidente în acest sens. Asta este contraproductiv în contextul în care aceste teorii ale conspirației sunt foarte, foarte bine folosite și foarte abil folosite de către Federația Rusă, care spune că la noi pe bune Putin, e ca el real tot controlează. De la voi acolo stă cineva în spate, nu știu, masonii, da, Soros și așa mai departe. Grupul Bilderberg. Da? Deci aceste chestiuni fie se tratează, fie se rezolvă, fie tu faci jocul inamicului tău.
Pentru că eu stau și mă uit, mi-l arătați pe Biden, care, cum ați spus, salută cu aerul, se împiedică pe scări, merge cu dificultate și acest lucru se vede. Uneori deraiază în discurs, începând să spună una și spune alta. Da. Inclusiv în loc să-l laude. President Putin. Da, president. În loc să-l laude pe Zelenski, îl laude pe Putin. S-a încurcat omul. Deci omul e bătrân. Vă dați seama, dar acolo sunt niște informații și decizii și viteza, reacția care trebuie să fie luate, enorme, nu e foaie verde. Asta nu e în Republica Moldova, să ne gândim și comunicat de presă dăm în legătură cu omorul de la Rășcani. Deci sunt chestiuni mari, majore, miliarde, e o forță geopolitică externă Statele Unite ale Americii. Noi simțim... Dar orice declarație de la Casa Albă poate influența masiv ce se întâmplă în restul lumii. Sigur că da, respect. Orice declarație, mai ales politică sau... Apare întrebare, dar dacă nu Biden, atunci cine controlează ce aici se întâmplă? Cine sunt acești oameni? Cum se numește structura sau cum se numește omul? Iată, aceasta este una dintre temele tare de campania lui Trump pe care el joacă. Și el anume arată că I am the right guy, da? Eu controlez, eu sunt puternic. Asta e această expresie de forță, nu în sensul rău al cuvântului, dar de forță, că eu sunt puternic, eu fac față, eu o să mă descurc cu această chestiune. Iată, acolo este Orban, acolo este Putin, acolo este Xi Jinping și cu dânși la masă cine este? Acest om în vârstă, slăbit de puteri, care nu-i clar cine ia deciziile locului, vă dați seama ce suprapunem noi. Și el reușește să construiască acest contrast. Lui reușește foarte bine. De altă parte, temele de bază acum este globalism, antiglobalism. Da? Noi observăm narativele Federației Ruse, noi observăm narativele Statelor Unite ale Americii, noi observăm această confruntare de idei și observăm că Trump ia o poziție foarte interesantă, nu de a nega ce spune Rusia, ci din potrivă de a-i demonstra că nu este așa cum spune ea. Deci dacă te apuci să negi și spune Rusia, s-ar putea să te prinzi în minciunele, pentru că în spotul Kamalei Harris noi vedem acolo cum apar și transgender și transsexual și tot ce vreți. Da? Exact ce spune Rusia. Iată, lumea la ora actuală este despre Rusia, care este familia tradițională și ta, și ca ei care sunt acolo bezbojni și cu minorități sexuale și mai departe. Eu aș avea ce să-i reproșez propagandei lui Putin, care spune, băi, marea voastră credință este construită pe distrugerea bisericilor în perioada sovietică. Exact. Iar voi, Federația Rusă, v-ați declarat prin Constituția Federației Rusie moștenitori de drept a Uniunii Sovietice. Deci voi sunteți moștenitorii celor care au distrus și au ars biserici și le-au transformat în grajduri, în depozite, în cluburi și așa mai departe. Și acum voi sunteți cei mai mari creștini și să-mi povestiți nici despre credință? Băieți, la voi o lecție credință. Eu nu cred că rușii au avut vreodată ceva cu apărarea credinței. Păi clar că nu au avut, ei s-au creștinat ultimii, apropo, din toată Europa. Da. Bună. Dar astăzi, uitați-vă ce gaf fac pro-europenii noștri din Republica Moldova. A, duci la biserică, înseamnă că ești cu rușii. Alo? Na. Trezire. Da, cam asta e narativul. Inclusiv susținătorii Maia Sandu ne spun asta, deși Maia Sandu este la fel nevoită să frecventeze bisericile ca să mai obțină câteva voturi. Da, deci noi observăm câteva teme mari. Credința, familia, da? Politica externă, pacea în lume. Observăm că aceste teme mari s-au conturat foarte clar. Iată ce preocupă omul. Și în funcție de aceste teme se construiește și profilul candidaților. În funcție de aceste teme se construiește și presiunea externă. Nu mai poți să vii cu apșoară, că bla bla bla, vremuri bune, nu știu ce. Eu doar vreau să vă reamintesc că noi suntem în Republica Moldova, în care cei care azi conduc Republica Moldova și sunt axați pe geopolitică spuneau că geopolitica nu contează. Acești oameni în 2016 și în 2019 spuneau că trebuie să punem batista pe țambal și geopolitica nu contează, că trebuie să ne focusăm pe problemele interne ale Republicii Moldova. Bun, Vlad, eu zic să luăm câteva clipe de publicitate, apoi o să revenim și o să mai stăm de vorbă. Publicitate, revenim în câteva clipe. Noi am revenit alături de Vlad Bileschi, cu care discutăm subiecte de politică externă și pe care le încercăm să facem o paralelă cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova din punct de vedere al situației geografice și politice în care se află Republica Moldova. Bun, noi am discutat despre SUA. Vreau să te mai întreb un lucru despre sistemul de vot foarte întortocheat în Statele Unite, pe care eu, sincer, nu prea îl înțeleg. Cu toate că se zice că Statele Unite este una dintre cele mai democratice țări din lume, totuși sistemul de vot, votul nu este chiar atât de direct, precum ar părea. Pentru că au acele colegii electorale care, până la urmă, decid totuși candidatul. Pentru că a fost acel caz din Georgia din 2020, unde Trump a câștigat la numărul de voturi, dar colegiul de actul electoral a decis altceva și de acolo au început toate problemele. Cum ți se pare sistemul de vot al americanilor, care cred că e unic
în lume. Noi, toată lumea vorbește despre Statele Unite ale Americii ca despre un leagăn al democrației. Așa și este, sub aspectul libertății de exprimare, sub aspectul libertății de manifestare și mai departe. Însă, sub aspect electoral, ei nu sunt tocmai un exemplu, pentru că democrația la superlativ înseamnă sistem multipartid. Ei este un sistem bipartid, sunt două partide. Două partide mari. Democrație și republicani. Istorici. Deci, știți cum, sunt două părți opuse. Autoritarismul și democrația. Autoritarismul e un partid, un lider, un conducător și cu cât mai departe te duci de dânsă, apar tot mai multe partide, mai multe voci. Deci, dacă ai 100 de partide, înseamnă că ești super democratic, înseamnă că e minunat la tine, înseamnă că într-adevăr e democrație mare, mare, mare. Dacă te duci prea departe, deja ajungi la anarhie, unde sunt 10.000 de partide și oamenii nici de cum nu mai pot găsi nici într-un fel limbă comună și compromis și criză politică permanentă. Da? Deci existența doar a două partide îi face să fii foarte aproape de autoritarism. Dar statele mari, cu asemenea resurse, forțe și influență, nu pot fi menținute în ordine prin democrație. Democrația are o meteahnă. Ea, mai devreme sau mai târziu, duce la haos. Mai devreme sau mai târziu, alunecă spre anarhie. Da? Pentru că dacă noi toți, imaginați-vă, suntem 3 milioane de moldoveni, dacă toți o să aibă propria lui părere, absolut proprie și irepetabilă și unică, ce e ce învață de fapt democrația, să-ți cultivezi propria ta personalitate, unicitate, propriile viziuni care poți fi totalmente ieșite din comun și nu seamănă cu niciunea. Imaginați-vă cât de greu va fi ca într-un final noi să reușim să îmbinăm aceste păreri, să le dăm un veșmânt politic și să mișcăm această țară înainte. Tocmai de asta în țările mari, puternice, dacă o să atrageți atenția, fie avem de face cu sistem autoritar, gen Federația Rusă sau China, unde este toată forța aparține sau este concentrată în mâinile unei singure persoane, sau să vedem ceva foarte aproape de autoritarism, o democrație, dar bipartidă, cu două partide, cum este cea din Statele Unite ale Americii. Este o mașinărie mult prea mare. Ce facem cu Republica Moldova? Dar până America s-ar găsi 10.000 de păreri. Da, deci de trebuie luată acum, rapid, repede. Nu e timp de pierdut. Ce facem cu situația din Ucraina? Păi dacă supunem la vot, dacă trecem prin... Uitați-vă că i-au supus la vot în Congres și cât timp a durat. Da? Da, da. Dacă imaginați-vă că însăși cei care ar scrie aceste teorii, aceste teze, aceste proiecții, ar fi și ei, nu știu, 10 sau 20, cât ar dura? Or, timpul de reacție, timpul de luare a decizii, la fel este unul foarte important. Și aici, autoritarismul bate democrația. Asta a fost punctul forte al lui Putin și ei inclusiv au scăpat aceste chestiuni prin declarații de publici pe care le-au făcut propagandiștilor. Mă refer la Soloviov și așa mai departe. Noi atacăm, le ocupăm câteva localități până și ei se întrunesc la ședința ONU, până ei votează declarația ONU de condamnare a atacului, până ei vor convoca ședința urgentă a NATO, până vor supune la vot la NATO, până se vor acorda banii, până se vor da ordinele de ieșire, de părăsirea unităților militare, până ajung ei, noi dăm așa în capitală. Da? Deci, noi vedem că în anumite situații, atunci când partea democratică a lumii trebuie să facă față părții autoritare, partea democratică pierde. Pentru că e mult mai ușor să bați cu o masă, gata, ne-am pornit, decât să ne punem la masă, băi, băieții, ca și s-a întâmplat, ce facem? Dar eu văd așa. Deci, pentru anumite momente de criză, noi vedem că lucrurile nu merg. Acum nu vreau să zic că sistemul autoritar e mai bun. Eu vreau să... Deci faci, declari stare de asediu și asta e. Și mâinile sau decizia aparține unui grup restrâns de persoane sau chiar unei singure persoane. Așa, și atunci ei ce spun? Ia uitați-vă, ei spun că sunt democratici, dar de fapt, de fapt ei se ascund după starea de asediu pentru că nu vor cedeze puterea. La noi ce făceau? Pentru ce au folosit starea de urgență? Care a fost starea de urgență? N-a fost nicio stare de urgență. Este la fel de urgentă cum este și acum și cum a fost în primele zile de război. Dar de fapt a fost folosită pentru licitații netransparente, pentru stare de urgență de vreo 30 de ani. Da, deci la noi nu s-a schimbat nimic. Nimic n-a fost ieșit din comun. Deci în 2014 n-a fost declarată stare de urgență, când a fost ocupat Crimea și s-a înaintat în Donetsk și Lugansk. Că nu s-a făcut gălăgie prin mass media și nu s-a făcut isterie și panică socială. La noi s-a creat isterie și panică socială. Deci, uitați-vă, poziția statelor mari și puternice, China, Rusia, Statele Unite ale Americii, care este? De forță. Noi controlăm totul, totul o să fie sub control, noi nu o să admitem să deraieze, noi suntem cu degetul pe puls, oameni buni, stați liniștiți, totul este sub control. Da? Asta spun rușii, asta spun chinezii, asta spun americani.
Ce spun a noștri? A, suntem următori, ne atacă, ne ușide, oameni buni, a, păzea. Și ce fac eu? Și pe acest fundal tu vrei să mă încurajezi pe mine, să nu țin banul la colțun, dar să-mi cumpăr o mașină, să-mi cumpăr o casă, să investesc într-o afacere, să vină investitori străini într-o țară în care tu, ca șef de stat, spui că suntem următori. Deci, după care tot ăștia se vai care spun că da, dar noi e că n-am putut să ne facem promisiunile pentru că economia este slăbită. Relația cauză-efect, exact. Ceea ce spui, asta își provoacă. În loc să spui că, da, există niște probleme grave în regiune, niște amenințări grave la adresa Securității Naționale, dar noi suntem cu degetul pe puls, noi monitorizăm îndeaproape tot ce se întâmplă, noi vom întreprinde toate acțiunile pentru a garanta, oamenii buni, stați fără nicio grijă, nu vă faceți griji, noi suntem stăpâni pe situație. Chiar dacă nu ești stăpân, ca să nu semeni panică, ca să nu sperii oamenii. La ce ajută chestia asta? A, ajută ca să obții dividende politice? Vrei să obții vot de frică că dacă nu tu vine războiul? Hai să fim serioși. Da, din păcate la asemenea tactice să recurgi nu este chiar democratică. Aceste tactici acum sunt amplu folosite în toată lumea, dacă observați? Da, da. Inclusiv discursul public din Statele Unite ale Americii la fel este axat pe acest lucru, pe teoria conspirației că Trump ar fi un trădător și ar fi un agent al rușilor și dacă votați pentru Trump, atunci Rusia va submina America și americanii vor pierde din forța lor externă geopolitică. Deci, discursul nostru intern este aproape similar cu ceea ce se întâmplă pe extern. Ai noștri nu inventează nimic nou. Ai noștri doar plagiază acest lucru și problema e că, știți, când o țară mică ca Republica Moldova, care absolut deloc nu contează geopolitic, dar moldovenilor de aici li s-au băgat în cap, noi suntem punct strategic, toată lumea vrea să ne iei, că, Doamne ferește, nu trebim noi la nimeni. Noi nu avem resurse naturale, noi nu suntem o forță economică. Dar nici măcar strategic, nu aș zice că suntem extra mega. Poate cândva când turcii răvneau să ajungă în Europa și cel mai ușor și rapid drum trecea prin acest spațiu Carpato-Danubianu-Pontic, da, ei aveau interes și noi eram spărămiți poarta Europei. Gata, mă, s-a terminat. S-a terminat chestia asta. Există o rachetă care parcurge 5.000 de kilometri și nu mai e nevoie să treci prin Republica Moldova. Exact. Sunt avioane de viteză, adică... Uite despre Trump. El, cum ai zis și tu... Zicea că dacă va câștiga, va pune capăt războiului din Ucraina. Dar rușii au zis, sau din ce s-au auzit prin spațiu public, că nu au de gând să cedeze niciun teritoriu ocupat. Cel puțin așa se vehiculează. Evident, cert. Și poziția atunci, Rusiei mie este absolut clară. Este evident că ei nu vor dori să cedeze aceste teritorii. De ce le-ar ceda? Cum ar putea Trump să aducă pacea în Ucraina? În condițiile în care ucrainenii vor să-și restabilească granițele pe care le-au avut până în 2014. Cu profund regret, eu sunt foarte sceptic și nu cred că ucrainenii își vor putea recapăta aceste teritorii. Deci, haideți să fim cât se poate de sinceri unii cu alții și să recunoaștem că acolo unde rusul a călcat cu piciorul sau cu ciubota și a pus mâna pe teritoriu, el nu o să se mai retragă de acolo. Adică dumneavoastră credeți că rușii declanșează un război care îi costă miliarde, primesc sancțiuni internaționale, pierd zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni pe câmpul de luptă, pierd zeci de mii de tehnică militară, avioane, muniții și mai departe, ca într-un final să retragă de pe teritoriu și tot să revină înapoi cum a fost? Dar atunci care a fost rostul 2 ani de zile să distrugi economia, să-ți omori oamenii și să-ți asumi acest război? Clar, toate aceste chestiuni au fost o investiție sau o cheltuială pentru a ocupa aceste teritorii. Asta a fost planul. Ocuparea acestor teritorii, preferabil cât mai multe. Și observăm că acum, iată, chiar ieri a fost o nouă ofensivă dintre cele mai mari, 200 de oameni, sute de blindate care au înaintat spre Ucraina și ucrainenii au făcut față cu briu acestui asalt, da? Acestei înaintări. Eu sunt absolut convins că Rusia nu va ceda niciun centimetru din teritoriile pe care le-a ocupat. Și sunt absolut convins că ucrainenii sunt conștienți de acest lucru și tare ar fi bine ca aici să oprească chestia asta fără zone gri, pentru că din câte înțeleg eu, din câte am înțeles de prin spațiu public și nu chiar public, se merge pe ideea crearea unor zone gri, a unei zone tampon, gen Transnistria, care nici parcă nu e a noastră, nici parcă nu e a voastră, o lăsăm așa un fel de no man's land, le dăm un fel de autonomie, un fel de nu știu ce, da, da. Și tocmai de asta înaintează rușii cât mai tare, tocmai de asta acum încearcă să forțeze nota, ca să zona gri să fie cât mai depărtată. Rușii înțeleg foarte clar că acolo unde e gri, acolo o să fie ei, acolo înseamnă că nu o să fie controlul deplin al Kievului, nu o să fie... ei o să aibă un acces mai ușor
de a-și implanta agenții și de a-și instaura propriul regim în aceste regiuni. Cred că americanii la fel sunt conștienți de acest lucru și cred că toți oamenii care ne urmăresc până acum sunt absolut conștienți, indiferent de viziuni. Pro-rușii, de mult știu că rușii de acolo nu se tragă. Pro-europenii înghit în sec și spun da, suntem conștienți că așa și este. Acum, da, eu pot să spun da, trebuie Rusia să se retragă. Asta e foarte ușor să spui, bla, 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 asta e foarte ușor să spui. Noi știm, e clar ce trebuia să facă Rusia. În primul rând, să atace Ucraina și nu omoare oameni. Exact. Și dacă e ocupat un teritoriu, trebuie să-l dai înapoi. Haideți acum așa îmi spune gargară. Ori noi vorbim niște chestiuni concrete, noi vorbim despre realitate, nu despre vise umede cu spume la gură. Noi vorbim despre realitatea și ea este una dură, cinică, rece, despre viață și moarte, despre război și pace, despre există sau nu există. Haideți să fim cât se poate de conștienți de faptul că Rusia nu se va retrage și Rusia va negocia dur pacea. Rusia își poate permite liber un război de uzură pe termen lung. Cei care nu și-l pot permite este Ucraina. Ei au și experiență în acest domeniu. Da, cum? Pentru dânsi și acești oameni nu sunt o problemă. Pentru ruși oamenii sunt carne de turn. Plus unul, minus unul, nu contează. Dar la ucraineni, fiecare om e pe listă. Și dacă la ruși, pentru ei, ei au făcut o epurare de minorități naționale, pentru că în primul rând au trimis pe câmpul de luptă minorități naționale, cum spunea un rus pe care îl urmăresc, Cistca, da? Uh-huh. Naționalna Cistca. Și-au curățat teritoriul minorității etnice, da, ca să nu aibă conflict între etnice. La ucraineni moare floarea națiunii. Mor cei mai buni bărbați ai neamului. Dacă nu au murit deja. Da? Deci cine a murit primul pe câmpul de luptă? Cei mai patrioți, cei mai devotați care s-au înscris ca voluntari să apere țara. Acum mai tot mai greu să găsești, că voluntari tot mai puțini. Și când mai vezi acest contrast, da, vii în Republica Moldova sau te uiți la videoclipuri publicate pe internet, unii ucraineni stau în mașini de lux la mare, bronzează pe plajă cu cocktailul în mână și îmbrățișând două fete și tu stai în tranșee, în glod și în orice secundă poți rămâi fără mână, fără picior, fără viață. Acest contrast, credeți-mă, este foarte dureros pe câmpul de luptă, ori eu am câțiva cunoscuți, câțiva prieteni moldoveni de-a noștri care luptă la ora actuală pe front în Ucraina. Unul dintre care este... Nu, n-am să spun nume, nu trebuie. Mai bine nu trebuie. Dar credeți-mă că deloc, doare foarte mult această chestiune. Doare enorm când tu vezi acest contrast. Că unii își trăiesc viața aici pe la bazine, pe la hotele de lux, în puf, luând mese copioase, iar alții trebuie să moară pe câmpul de luptă. Și apare întrebarea, dar pentru ce eu mor? Că ăsta pe urmă să vină și să trăiască mai departe viața de lux? Și acest lucru deranjează... Eu nu vreau să spun că toți ucrainenii trăiesc, care au fugit din Ucraina trăiesc în lux și foarte bine, ca cu șos în sară în cap ăștia. Ia ca propaganda rusă. Eu vreau să spun că sunt foarte mulți. Foarte mulți care au fugit din Ucraina îndată când au văzut că începe conflictul. Și statul ucrainean are această meteahnă și noi am avea aceeași meteahnă. Dacă pe noi ne-ar ataca, credeți-mă, primii care ar fugi de și ar fi cei care au Porsche Cayenne-uri și mai departe, ar fi primii la vamă și noi am mai vedea. Deja omul sărac cu sărășie în buzunar ar ieși ultimul de aici sau nici n-ar mai ieși de aici. Da, probabil. Unde-ți mă duc? Dur, dar adevărat. Hai să discutăm un pic și despre UE, pentru că au fost alegerile europarlamentare. Lumea se aștepta oarecum la niște schimbări așa mai drastice la nivelul UE, având în vedere ascensiunea dreptei radicali, dreapta extremistă în Franța, în Germania, în Austria și în alte țări. Dar până la urmă, Ursula von der Leyen rămâne în funcție, Kaya Kallas și Antonio Costa, oameni democratici, care au viziuni pro-democratici și anti-Rusia. Până la urmă, la nivelul de conducere, cel puțin la nivel de conducere a UE și la nivelul de majoritate în Parlamentul European, nu s-au schimbat multe lucruri. Doar că Franța și Germania au înregistrat niște pierderi destul de semnificative. Și asta s-ar putea să influențeze la următoarele, cel puțin în Franța, la următoarele alegeri prezidențiale. Dar asta vom vedea. Cum ți s-au părut aceste numiri, care până la urmă erau clare deja înainte de a fi votate în Parlament, mai ales Ursula von der Leyen? Lucrurile sunt mult mai complicate și mai complexe decât par la prima vedere. Eu am să încerc să trag o paralelă între ceea ce se întâmplă la ora actuală în UE și ceea ce s-a întâmplat la noi, Republica Moldova. Amintiți-vă că blocul acum luase 26 de mandate. Da. Da, doar 26 de mandate. Și pentru că socialiștii s-au aliat cu Șor, se aliase cu democrații și mențineau puterea cu orice preț,
da? PAS a luat 63 de mandate. Ce s-a întâmplat cu lumea? Lumea a răbufnit. Deci de la 26 ei au dublat scorul dumneavoastră. Vă imaginați despre ce vorbim noi? Deci cu toată campania, toate protestele, cu toate chestiunea, ei luase 26 de mandate în Parlament. 26 din 101. Și doar pentru că ăștia au ținut puterea cu orice preț și nu au făcut atunci anticipate, pe care oricum le-au făcut, dar mai târziu. Deci oricum au pierdut puterea, dar oleacă mai târziu. Au mai ținut încă 2 ani. Mm-hmm. Și mare treabă. Au adus la putere pe 4 ani o forță absolută cu 63 de mandate. Exact același lucru se întâmplă la ora actuală în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană fierbe. Franța și Germania sunt motoarele, dacă vreți, economice, politice, ale Uniunii Europene. Dacă vreți să vedeți starea de spirit, sau dacă vreți să vedeți temperatura medie în Uniunea Europeană, uitați-vă ce se întâmplă în Germania și în Franța. Și de acolo puteți să transpuneți exact același lucru pe toată Uniunea Europeană. Dacă ceva nu merge în Germania, ceva nu merge în Franța, înseamnă că același lucru sau aceste procese vor influența puternic toată Uniunea Europeană. Dacă o să vă uitați chiar la comunicatele de presă și la știrile de Republica Moldova. Olaf Scholz, Macron. Olaf Scholz, Macron. Olaf Scholz, Macron. Deci, iată despre ce merge vorba. Într-o formă sau alta, oricum ajungem să vedem știri despre Franța și Germania, care, într-un fel, chiar luptă una cu alta pentru întâietatea în interiorul Uniunii Europene. Este un lucru bine cunoscut, că ei se află într-o concurență acerbă, Franța și Germania, pentru cine este mai tare și cine are un rol mai determinant în sânul Uniunii Europene. Această încercare de a stăvili, de a opri avântul forțelor suveraniste, antiglobaliste, se va solda cu exact același lucru care s-a soldat în Republica Moldova. Cei care au avut 26 de mandate au explodat la 63. Pentru că Ursula von der Leyen deja obosise Uniunea Europeană de discursul pe care îl are, de temele pe care le propagă. Inclusiv a fost implicată în mai multe scandaluri enorme la nivelul Uniunii Europene. Cu vaccinarea, cu achiziția netransparentă a vaccinilor, cu secretizarea contractelor și inclusiv a pierdut procese de judecată în interiorul Uniunii Europene. Nu a pierdut judecata cu Rusia, așa ca Putin. Nu, judecată în interiorul Uniunii Europene. Deci nu e o chestiune care speculativă sau așa de fluturat în stânga și în dreapta. Sunt niște chestiuni care au lăsat niște sechele adânci în mentalul colectiv european. Încrederea în acești politicieni nu mai poate fi așa ușor restabilită, pentru că, să nu uităm, în timpul pandemiei, nu doar că oamenii au plătit un preț mai mare la medicamente, la trai, la gaz, oamenii au murit. Exact. Sunt oameni care și-au pierdut apropiații și care nu au primit un răspuns clar și care nu înțeleg de ce s-a întâmplat acest lucru. De ce nu a fost transparent cumpărate vaccinele? Ce se întâmplă? De ce avem acum milioane de doze care sunt distruse? Eu vă dau doar cazul României. Pentru o populație de 20 de milioane s-au cumpărat 120 de milioane de doze. Câte 6 doze per capita, per cap de locuitor. 6, fraților. Noi, la noi aici maxim se ajunge la booster, dacă se minte. Da, o doză și a doua și unii se gândeau să o pună pe a treia. 6 au fost cumpărat. 6. Pentru toți absolut. Asta în cazul... Pardon, în cazul în care rata de vaccinare ar fi fost 100%. Dar dacă nu e 100, înseamnă că pentru mine sunt 12 doze sau cum. Deci ca să vă imaginați dumneavoastră proporția acestei scheme de delapidarea banului public, a banului, a fondurilor Uniunii Europene. Și ei acum nu doar că se țin de putere, ei înțeleg că menținerea lor la putere înseamnă menținerea lor în libertate. Pentru că credeți-mă că dacă cumva s-ar schimba acum, pe moment, conducerea Uniunii Europene, eu sunt absolut sigur că și dosarele acestea ar avea o altă viteză de investigare și o altă alt deznodământ. Doar că acolo sunt corporații mari și toată lumea încearcă cumva să pună gunoiul ăsta sub preș, poate opinia publică o să uite, poate le distragem atenția cu războiul, poate le distragem atenția cu altceva, inclusiv războiul, inclusiv COVID-19, toate aceste chestiuni, repet, pentru unii au fost tragedii, pentru unii a fost dramă, pentru alții a fost o oportunitate de a face bani, de a se îmbogăți. Bani buni. Bani enormi. E vorba despre miliarde, nu despre 5 lei.
miliarde de dolari, de euro, care au fost netransparent gestionate din fondurile publice. Și există politicieni curajoși în Uniunea Europeană care știu să pună degetul pe rană, care știu să pună întrebările concret. Și noi deocamdată n-am primit un răspuns în acest sens. Și iarăși, repet, partea adversă, Federația Rusă, folosește foarte bine această chestiune. Și spun, iată, uitați, vă poftim și fac acolo. Și ei vă vorbesc vouă despre transparență, justiție, corectitudine și mai departe. Acum, reacția moldovenilor la ai noștri, ce spun ei? Da? În loc de transparență, în loc de corectitudine, nu îi criticați pe ai noștri că facem jocul rușilor. Păi nu, tocmai ne criticându-i pe ai noștri și acceptând corupția, acceptând lipsa de transparență, noi facem jocul Rusiei. Pentru că ei vor spune, iată, Europa nu este despre transparență, de fapt, despre corectitudine, ci Europa este despre pricrăvați svaih, da? Bei ciujic și top svaih, bei svaih și top ciujic băiales. Iată care e tactica pe care trebuie să o aplicăm. Din ai noștri să cerem. Totdeauna. Ca și ei să vadă, uite mă, acolo e transparență, acolo e corectitudine, pe bune. Ori noi începem să trișăm. Adică noi știm că tabăra noastră nu e chiar albă, dar o ținem albă așa, de fațadă. Nu, fraților, dacă într-adevăr pe bune lupta e dintre bine și rău, haideți binele să fie bine, dar nu așa în fel de bine, da, mai ciordim niște bani pe vaccine, mai ciordim niște bani pe ajutorul care îl dăm ucrainenilor, mai ascundem niște licitații, mai... Nu, deci chestiunile trebuie să fie foarte clare, delimitate. Dar, repet, această graniță se șterge și de acest lucru profită foarte mult Federația Rusă și Federația Rusă are această abilitate, această șmecherie de a, nu doar de a anticipa, de a folosi momentul. Deci, propaganda este o forță colosală. Uitați-vă cât de mult s-a schimbat percepția în lume despre război, de la începutul războiului și până acum. La început toată lumea era de partea Ucrainei și o susținea activ plenar, acum lumea deja e obosită. Obosită, pentru că ăștia au avut grijă în continuu să dea mesajă, De altă parte, s-a scumpit gazul, s-a scumpit energia electrică, drept consecință s-au scumpit produsele. Oamenii erau obișnuiți cu un nivel de trai mai bunișor. Acum, din solidaritate cu ucrainenii, trebuie să mai strângi și tu cureaua, omul obosește, pe omul deranjează, bici, mai vezi vă două, trei decizii nepopulare, mai vezi că cineva face bani în timp și tu strângi cureaua, cineva își împli buzunarele și atunci apare reticența. Atunci spui, dar mai duceți-vă voi și cu Ucraina și cu războiul și tot, exact. Dați în pace. Exact pe asta amizează Federația Rusă. Și soluția este doar una singură, nu de a acoperi caca sub preș, dar de a spune lucrurilor pe nume. Mai bine să spunem noi decât să spună Rusia. Mai bine să spunem noi, din sânul nostru să iasă adevărul, decât să spună Rusia și noi să spunem, e drept, dar trebuie să negăm pentru că asta a spus Rusia. Vlad, eu îți mulțumesc că ai venit, noi avem timp limitat la dispoziție, asta... Asta este regula nescrisă a acestui podcast. Eu mă bucur că ai venit și am discutat teme un pic mai neobișnuite chiar și pentru tine, poate și pentru mine. Și, evident, te mai aștept aici să mai discutăm despre ale noastre. Mulțumesc pentru invitație. Despre ale lor. Dragi prieteni, asta a fost ediția podcastului Dialoguri alături de Vlad Bilețchi. Să ne vedem cu bine și sănătoși. Pe curând! Thank you.